Te salut națiune și ți urez bun venit la un nou clip, bun venit la o nouă recenzie. De data aceasta însă facem o recenzie pe bază de eșantion. Vorbim despre o casă, pe numele său Bulgari, o casă care are foarte multe parfumuri care mie îmi plac, dar deopotrivă are și parfumuri care mie îmi displac. Vorbim despre linia Men și vorbim despre Bulgari Men Glacial Essence, un parfum apărut în 2020, un parfum creat de Alberto Morillas, un nume foarte cunoscut în industria de parfumerie. Dar Alberto Morillas mai are și reputația de a mai da chixuri și atunci când dă chix, o dă sănătos. Iar din punctul meu de vedere, acest Glacial Essence este un astfel de exemplu. Pentru că, sincer să fiu eu unul personal, nu aș cumpăra sticla întreagă a acestui parfum. Asta și în contextul în care prețul este destul de ridicat, adică undeva în zona de 350-400 de lei, ceva de genul. Țin minte că m-am uitat ultima dată. Ceea ce mi se pare ridicol de mult, ținând cont de calitatea compoziției, ținând cont de calitatea elementelor aflate la interior, ținând cont de mirosul parfumului și, de o potrivă, ținând cont de performanța acestuia. Pentru că este neașteptat de slab, sincer, la absolut toate capitolele. Hai să vorbim rapid despre compoziție, pentru că notele sunt foarte interesante, cel puțin pe hârtie, dar în viața reală nu sunt chiar așa. Avem tonurile de vârf geranium, ghimbir și boabe de enupăr. De urmare, te-ai putea aștepta să ai un sentiment oarecum buzi, bahic, alcoolic, în mod deosebit de la boabele alea de enupăr. De asemenea, ai pelin, rădăcină de iris și lemn de santal și mai ai cedru și mosc în compoziția lui Glacial Essence. Un parfum care se dorește a fi un contrast, un parfum care se dorește a fi extrem de răcoritor, de răcoros, de tăios, de glacial, dacă vreți, pentru că acolo te duce și denumirea parfumului cu gândul, reușește să facă lucrul ăsta, dar într-un mod, din punctul meu de vedere, neintenționat. Nici de cum, într-un mod, hai să zicem, perfect etapizat sau bine calculat dinainte, pentru simplul fapt că pe ansamblu, tonurile, notele din această compoziție sunt de slabă calitate. Asta este adevărul. Sunt tonuri generice și parfumul reușește să miroasă de la început și până la sfârșit, ceea ce, credeți-mă, nu este absolut deloc o performanță, reușește să miroasă generic. Mai mult decât atât, am sentimentul extrem de dominant că în cadrul acestei compoziții există un element care nu este declarat și mă refer aici la nota de ambroxan. Sau un substituent al acestuia, pentru simplul fapt că resimt, hai să zicem, ascuțimea acestei note, care pentru mine întotdeauna provoacă disconfort olfactiv. Parfumul începe foarte proaspăt, foarte răcoritor, dar, din păcate, tonurile aflate la interior sunt extrem de, nu știu, de amalgamate de generice și absolut niciun dintre tonurile alea din deschidere, nici nota de boabe de enupă, nici nota de ghimbir, nici nota de um, ce mai e pe acolo, pe lin. De asemenea, nota de geranium nu sunt extrem de uh, concludente ca și comportament, ca și aspect olfactiv general. În mod deosebit nota de geranium, care este o notă foarte puternică și foarte tăioasă de felul său în parfumerie, în deschiderea lui Glacial Essence, ascuțimea aia este tăiată, dar efectiv tăiată până la rădăcină. Și doar ai impresia că ar exista geranium în cadrul acestei compoziții. De asemenea, notele de ghimbir și nota de enupăr, care ar trebui să conferă un aspect oarecum, hai să zicem, alcoolic, extrem de revigorant, nu fac lucrul ăsta. În schimb, parfumul începe să se modifice în momentul în care intervin notele din inima acestuia și în mod deosebit nota de pelin, care e foarte sesizabilă și prezentă și care se combină cu niște rădăcină de iris, care conferă un aspect ușor, um, hai să zicem, pudrat, dacă vreți. Aici și niște lemn de santal acolo, dar este atât de insesizabil și atât de slab făcut încât nici măcar nu merită menționat în cadrul acestei compoziții. Iar ulterior, din spate, vei resimți o infuzie lemnoasă, provenită în mod deosebit de la lemnul de cedru, dar totodată și o infuzie de mosc. Mosc care vine și continuă aspectul ăla, hai să zicem, proaspăt, revigorant, oarecum curat al întregii compoziții. Dar repet, nota aia nedeclarată, cel puțin din punctul meu de vedere de ambroxan, se resimte foarte bine și în faza de inimă și în faza de bază sau de uscare a acestui parfum. Uh... Slab, sincer, dezamăgitor. Dezamăgitor din punct de vedere al, hai să zicem, voluptății notelor aflate la interior. Dezamăgitor implicit din punct de vedere al mirosului, pentru că, sincer să fiu, găsești parfumuri mult, dar mult mai ieftine, de la case mult mai accesibile, gen pazaro, de exemplu, sau știu eu ce, ted lapidus. Vezi, de exemplu, ted lapidus porumb sport care are o notă de geranium, care efectiv îți mută nasul la spate și care performează extraordinar, nu justifică prețul, sincer. Mai mult decât atât, performanța acestui parfum nu este justificată de prețul cerut pentru sticla mare. Pentru că de fiecare dată când am purtat parfumul ăsta, testându-l, probându-l, așa cum fac întotdeauna, nu am reușit să obțin mai mult de 6 ore, în cel mai fericit ca 6 ore, de longevitate la nivelul pielii mele iar proiecția și siajul sunt două capitole aproape inexistente când vorbesc despre Glacial Essence de la Bulgari. Proiecția, la început, atenție, imediat după aplicare, este moderată, preț de vreo 30-40 de minute, după care efectiv parfumul se trage la nivelul pielii, iar ceea ce vei mai primi până la sfârșitul purtării sunt doar niște simple adieri uh, ale acestuia, iar siajul este de negăsit, sincer. Uh, Nimeni, dar absolut nimeni, nu a sensitat parfumul ăsta pe pielea mea, de exemplu, când l-am purtat, ceea ce, din punctul meu de vedere, nu are justificare, așa cum am spus, în prețul cerut de către cei de la Bulgaria pe acest produs. În fine, pentru mine unul personal nu este un parfum care merită recomandare. Din punctul meu de vedere, dacă ești fan bulgari, găsești parfumuri mult mai bune la această casă. Uită-te în linia Aqua, de exemplu, unde ai câteva creații foarte, foarte bune și foarte interesante. De asemenea, în linia Men ai foarte multe creații interesante pe care le-am și recenzat în decursul anilor și pe canal și găsiți recenziile disponibile. Dar ăsta nu este unul dintre ele, sincer. Foarte... Este un parfum albastru, în primul și în primul rând, dar spre deosebire de parfumurile clasice albastre, alea specifice de vară, să zicem așa, ăsta se duce undeva în zona de ultra light. Acolo se duce. E ceva pe care îl ai pe piele și doar tu știi că îl ai pe piele. Atât, nimic mai mult. Nu excelează nici prin miros, nu excelează nici prin calitate, nu excelează nici de cum prin performanță un parfum masculin, a zice eu, deși la cum miroase, probabil că și femeile ar putea să-l poarte, sincer să fiu, mie mi se pare că este foarte unisex, este genul ăla de parfum care nu are un gen anume, de asemenea un parfum de timp liber, nu l-aș vedea purtat decât la ținută casual, adică un parfum de mers la plajă, un parfum de mers la micul dejun la hotel, dacă vreți, și nimic mai mult. Un parfum cu care te dai eventual după ce ești de sub duș, seara, înainte de culcare, pentru propria ta plăcere, că vrei să miroși ceva, dar în cazul ăsta, sincer, nu știu ce ai putea să miroși. Un parfum care, din punctul meu de vedere, poate fi purtat exclusiv. Exclusiv doar în temperaturi foarte ridicate. De ce spun asta? Pentru că doar în temperaturi foarte ridicate vei avea impresia deși destul de slăbuță, că totuși ești dat cu ceva, că totuși porți ceva. Sincer, să fie în temperatură scăzută parfumul ăsta, cred că ar fi nimicit de, de temperaturile scăzute sau foarte scăzute. De mare nu l-aș putea recomanda pentru un astfel de scenariu. Păcat! Uh, compo